Mai mulți consilieri locali îl acuză pe primarul capitale că tergiversează prezentarea bugetului municipal pentru anul viitor. În cadrul unei conferințe de presă, aleșii platformei Demnitate și Adevăr au declarat că în fiecare an bugetul se votează pe ultima sută de metri, în grabă, iar banii nu sunt distribuiți eficient și au de suferit cetățenii. Andrei Năstase a declarat că fracțiunea pe care o reprezintă are deja mai multe propuneri care țin de dezvoltarea capitalei și a suburbiilor. Aceștia nu vor reuși să le expună și spun că primarul Ion Ceban ar amâna intenționat acest lucru. Consiliul local adoptă bugetul local pe anul următor până la data de 10 decembrie, într-o mare întârziere. Iată că lipsa unei cooperări loiale dintre instituțiile centrale și locale ale statului, aceste practici de tergiversare au consecințe păguboase pentru oameni. Solicităm în continuare transparență maximă în ceea ce privește gestionarea banului public. Solicităm prezentarea imediată a bugetului pentru anul 2023. Și președintele fracțiunii PAS din CMC, Roman Cojuhar, spune că nu vor reuși să dezbată proiectul pentru a-l îmbunătăți și pentru a veni cu propuneri de îmbunătățire a bugetului destinat cheltuielilor. În primul an, noi vedem cum domnul primar nu optează pentru o discuție transparentă. De fapt, vedem cum în fiecare an devine tot mai netransparent și netransparent discuția bugetului. Noi am elaborat câteva propuneri și o să venim cu aceste propuneri în zilele următoare. Dar vrem să vedem însuși ca și structură și prioritățile pentru 2023. Iar consilierul neafiliat Veceslav Nedelea susține că în acest ritm orașul Chișinău riscă să rămână fără buget aprobat pentru 2023. Undeva până la data de 20, luna curentă, 20 decembrie, proiectul bugetului va fi publicat și supus consultărilor publice. De regulă, consultările publice, conform legii, trebuie să dureze numai puțin de 2 săptămâni. Eu nu cred că noi o să avem în anul curent bugetul pentru 2023, dar imediat la începutul anului viitor, probabil autoritatea publică locală, prin Consiliul Municipal, va adopta bugetul capitalei. Iar președintele fracțiunii Partidului Liberal, Ion Cebano, ne-a spus că, indiferent când va fi prezentat proiectul, aceștia vor fi consecvenți și exact ca în alți ani nu-l vor vota. Iar socialistul Dinar Cojocaru ne-a spus că nu vor să se expună acum la acest subiect și că o vor face când proiectul va fi discutat în ședință. Contactată pentru o reacție, Natalia Ixar, consiliera pe comunicare a primarului Ion Ceban, ne-a spus că de vină ar fi Ministerul Finanțelor, care ar fi trebuit să emită până în data de 1 iunie circulara cu indicatorii macroeconomici și prioritățile pe următorul an destinate autorităților publice locale. Acest lucru s-a întâmplat abia peste 4 luni, în septembrie, fapt care a și dus la întârzierea prezentării proiectului bugetului capitalei pentru 2023. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Finanțelor, Cristina Nicolau, a fost contactată pentru o reacție, dar nu am primit niciun răspuns.